Salutare frații mei, Dan pe vlog și cu Ainur, Turkish, pe treabă. Originalos. Frații mei, azi n-am mai ajuns dimineața la treabă, că am fost la un alt apartament care, dacă vă place ce facem noi ca și un alt an, o să revenim și din la alte apartamente, cu alte demolări, cu alte reparații și cu toate așa. Hai să-l punem așa și pe tovarășul. Și venim de acolo cu mai multe filmări, mai multe demolări, cum spuneam, și tot așa. Azi am fost la un alt apartament să facem acolo dama cu Camelia, am demolat ușile vechi, am demolat faianța din baie. Așa, și mâine tot așa. Deci am fost acolo și am 12, cred că a fost ăla. 12, nu? La 12 am venit în partea asta, la altă, unde tot filmăm noi. Mâine vom merge pe la vreo 1, așa, cred, 1, 2, să luăm materiale în partea cealaltă. Poate o să facem și o filmare așa scurtă de pe colo-colo. Așa. Ce să mai zic? În curând vreau să vă anunț că va veni și noua achiziție, mașinuță. Da. Da, eu nu știu ce. Va veni și noua mașinuță, că ne trebuie mașină. Să alergăm încolo, încolo, că nu mai ține treaba. Așa. Ce să zic? Revenim și noi puțin mai încolo cu continuarea faianței din baie. Deocamdată hai să vă arăt că, nu știu dacă v-am arătat, bordura, că aseară am făcut-o, dar nu știu dacă am mai filmat. Stați așa. Bun. Asta e bordura. Așa. Vede? Aici am tras. Că dacă vine WC-ul, va veni aici. Am tras cu scurgerea să vină direct cu o tubă, direct în tubul ăsta. Tubul ăsta l-am făcut așa și l-am răsucit. Se vede pe aici, s-a răsucit pe bancă. N-aveam atâta posibilitate. Pentru că țeava din conducta principală e cu botul în coa. Spre... cu botul în coa. Și n-ai cum să sucești, să duci partea aia, să... Da. Și cam asta e bordura. Așa, faianța, hai să mai vă arăt de pe aici. Așa. A început cu faianța așa, pe aici așa, pa, până la cuțul ăsta, până aici. Bun, acum nu putem să mai facem călăcie, că e ora, nu știu, două sau câte, să mai... și uităm, nu mai știu câte, așa. Aici, apă, am tras instalație sanitară pentru apă la mașină și scurgerea la mașină. Așa, hardamaua, hapsă, gălușca și gata. Revenind după ce punem, că vreau să continui pereții ăștia cu faianță, poate și punem și grăsimea toată, asta trebuie să făcut, și revenim când terminăm cu toate astea, ca să facem azi, cred că facem o filmare mai scurtă, nu prea e timp. Și v-am zis, dacă vreți să ne urmăriți și așa, un subscribe, să nu uitați acolo, că vin și alte demolări. Vom merge și la un alt apartament cu două camere, de la zero, de la home și tot așa, trebuie să-l facem. Revenim, da. Imediat. Gata. Gata, haideți să vă arăt cât de cât. Cum a ieșit, mai am pe acolo și pe unde vedeți. De făcut. Și
Și asta e băltura. Și pac. Da? Trebuie să mâine. O să mă apuc să mai fac restul pe acolo, acolo. Am cam terminat. Am făcut și pe aici. Și pe aici, și aici, și tot. Aici vine ușa când o fi și gata. Cam asta. Mai avem jos gresia, zugrăveala și gata. Am terminat. Plecăm la a doua lucrare. La apartament cu două camere. Ce să facem? Asta e viața. Pe sistem. Păi da. Terminat și ziua asta. O să ne vedem mâine. Dimineață, o nouă zi. Azi e a șaptea zi. A șaptea zi e, mă? E a șaptea zi. În a șaptea zi deja eram cu baie de asta terminat. Aici a mers, zici că a mers în războiul stelelor. Eu știu de ce a mers așa greu. Nici materiale n-au fost repede. Să le ai aici. Asta cred că ne-a luat așa mult. Da. Nu e o problemă. Nu e problemă de război. O iau și ca la 90, 80, 100. Nu e o problemă de război, că avem aici pe ghiță. Faci sală, bang. Ce credeți că face mister? Ce să mai întâmple? Asta e viața de mafie. Stă, dragii mei, iubiții mei. Bă, am și eu 60 ceva, că mi-am amintit de subscribe-uri, de abonați, de cum se spune acolo, nu? Bă, dar să știți că țin la voi, mă. Chiar îmi doresc să postez, să văd și eu comentarii de la voi, să văd acolo mai multe. Nimic, secret, nimic, nici nu vreau. Nu vreau, doar. Lăsați-mă așa, că e bine și așa. Eu fac filmări aici. Așa, pentru alții, poate caute și săracii să mai pună o faianță, să pună și să bale aia. Să aibă acolo să vadă. Bă, ia, uite că am găsit pe băiatul ăsta pune. Cu toate că sunt milioane de oameni care arată mult mai pricepuți în filmări și în de-astea, dar nu e o problemă. Bun. Vă las, v-am pupat, o seară frumoasă la toată lumea și ne vedem mâine dimineață. Vă pup, ciao!